Vă salut, dragi prieteni, la această ediție, să-i spunem, de sfârșit de săptămână, interesantă însă în politica bucureșteană. Vedem imagini din culisele divergențelor. Dragnea Tăriceanu scrie evenimentul zilei altfel, care apare abia mâine însă. PSD și UNPR colaborează la București, adevărat, pe sectorul 2, la Nicolae Onțanu. ALDE pregătește candidați proprii. Este și o imagine aici, nu foarte mare, pentru că așa ne-a obișnuit ziarul în ultima perioadă, sunt cât mai multe subiecte pe prima pagină, dar îi recunoaștem pe domni, este și distinsa doamnă Firea acolo. Alerta E. coli s-a transformat în isterie, lovitură mortală dată de autorități industriei de lapte, elementele în pagina 11. Cele cinci doamne din viața lui Tăriceanu, da, vorba francezilor, serie en cours, adică mai pot să mai urmeze și altele, nu s-a terminat. Așa, despre securitate, nu avem niciun subiect cu Ceaușescu, dar e ăsta cu securitatea. Așa, moartea lui Ionel Brătianu, influența liberalilor a scăzut considerabil, file de istorie așadar în evenimentul zilei. Începem cu politica dâmbovițeană. Avem echipa candidaților susținuți de Partidul Social Democrat pentru alegerile locale. În frunte cu Gabriela Vrânceanu Firea, oficial desemnată candidat pentru primăria capitalei, în urma unor negocieri, a unor sondaje favorabile în ultima perioadă. Doamna Firea de multă vreme nu trea această ambiție și vedeam venind această candidatură. Practic toate semnalele erau pe verde pentru a o vedea. Nu este prima femeie candidat la primăria capitalei, dacă ar fi să ne luăm după Ludovic Orban, candidatul liberal, ci a doua, dar e ca și cum ar fi prima, pentru că ne reamintim, înaintea sa a fost Monica Tatoiu. Ei bine, la primăria sectorului 1, PSD, îl susține pe Daniel Tudorache, la sectorul 2, pe Neculai Onțanu, la 3, pe Robert Negoiță, la 4, Daniel Băluță, care este interimar acum, la 5, este Daniel Florea, iar la 6, Gabriel Mutu. Liviu Dragnea a declarat că socialdemocrații nu vor avea candidați comuni cu ALDE. Doamna Firea, cităm aici, va avea posibilitatea în perioada următoare, adică până la alegeri, să prezinte bucureștenilor care sunt proiectele dumneaei și a echipei sale susținute și de PSD pentru capitală. Am avut în ultimele zile discuții cu colegii de la UNPR. La sectorul 2 vom merge în alegeri pe liste comune cu domnul Onțanu, eternul domnul Onțanu, și îl vom susține pentru primăria sectorului 2, a precizat Liviu Dragnea la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD. Liderul social-democrat a explicat decizia de a merge separat de oamenii lui Tăriceanu la alegerile din iunie. De ce? Cu ALDE a fost o analiză reciprocă, pe care am făcut-o și noi și dumnealor, din care a reieșit că și pentru PSD și pentru ALDE, din punct de vedere electoral, este mult mai bine să se meargă separat. Vorbim de electorate puțin diferite, a declarat Liviu Dragnea. Eu zic că nu-i mai bine. Dar o să vedem. Având în vedere că sunt alegeri într-un singur tur, ALDE n-are foarte multe de câștigat. E greu să se impună cu vreun candidat din primul tur. Rămâne de văzut acum bătălia pentru primăria capitalei ce va însemna. Vor aduce aminte bucureștenii, de exemplu, de campania prezidențială în care doamna Firea a fost vioara întâi din spatele lui Victor Ponta, îi mai amenință cumva pe București.